I-am arătat emoji cu o vânătă iubitei prietenului meu. Am întreținut relații intime cu sora vitregă. I-am furat pensia bunicii. Da, mie și rușine să mai citesc întrebările astea. L-am amenințat pe fratele meu cu un cuțit. Nu, gata, mă termină secretele astea. Cred că e ultimul episod în seria asta. Hei, salutare gașcă, eu sunt Bibi, voi sunteți pe canalul meu de YouTube și în acest vlog o să facem partea a treia din citesc secretele abonaților mei. Știu că vă place super mult seria asta, dacă auziți un zgomot de genul este mamei care curăță niște cartofi pentru că mi-este foame. Îl avem aici pe domnul Hănuțu, gen murdărel, care este murdărești, reduși la tuns și la of of of. Iubitul meu. Zile oamenilor, să rup acolo butonașul de like dacă vor să mai facem seria asta. Știu că vă place super mult, voi ați vrut să facem și partea a treia, așa că facem partea a treia din citesc secretele abonaților mei. Rupeți acolo butonașul de like și haideți să începem! Am ales câteva secrete. V-am lăsat un story în care v-am rugat să-mi spuneți secretele voastre și cele mai mișto apar în vlogul ăsta, așa că o să le spunem, bineînțeles, fără să menționăm numele, pentru că asta este ideea vlogului. Nu știu, am ales peste 20 de secrete și hai să începem, că sunt așa cam picante. Primul secret spune cam așa: l-am prins pe tata că se uită la niște filme destul de speciale. Câte speciale? Un film special pentru mine poate să însemne și un film de comedie. E special. Și că e, dacă e. Da, ce pot să zic? Tatăl tău își trăiește viața. Al doilea secret. Am lăsat însărcinate două femei la doar 17 ani. Ma. Am întreținut relații intime cu sora vitregă. Urât. Cu sora vitregă. Așa ceva. În ce lume trăim? Dar nu puteai să găsești și o altă fată? Nu știu, zic, câte fete există pe pământul ăsta? Tocmai cu sora ta vitregă. I-am furat pensia bunicii. Urât! Nu se face așa ceva! Dă-i banii bunicii! Cum? Și-a băgat la păgănele. Nu, urât, urât! Dă-i banii înapoi, plus dobândă, da? Fac videochat fără să știe gagicul meu. Păi, e clar, din start ce ai zis gagicul meu, e clar că... E gagicul ei, ca idee. Păi, eu zic să nu mai numești nici gagicul tău, dacă tot faci asta și fără ca el să știe. Dar ca idee, așa nu se întreabă și el de unde faci banii? Răsar așa? I-am spart cauciucurile la mașina lui Diriga. Cred că nu trebuia să pun secretul ăsta, mie să nu dau alte idei. Mie să nu dau idei de-astea. Măi, urât, foarte urât. Nu se face așa ceva. Urățel. Ce ți-a făcut? Ce ți-a făcut doamna aia? Își face meseria, da? Eu în locul tău își spărgeam geamurile. Bebe! Nu, nu face asta! Ia uzi, mă, Hani, secretul ăsta. Tu ce părere ai despre chestia asta? Yeah. Tata o înșală pe mama. Ma, de unde știi? De ce mă pup? Și tu de unde știi chestia asta? Dacă vrei tu să bagi răcă în familie, ori asta, ori cred că înșală și el. La ce secrete am găsit pe aici, poate să fie posibil. Se întâmplă în lumea asta, aflăm și noi cu lucruri de astea. Da, ia fi atent la asta. I-am arătat emoji cu o vânătă iubitei prietenului meu. Mă, ce i-a arătat vânăta? Ce? A făcut și el o salată. O salată de vinete. Da, mie și rușine să mai citesc întrebările astea. Am fumat și am 12 ani. Ma. Lăsați țigările, copii, că nu sunt sănătoase. I-am prins pe părinții mei făcând... Opa! Să sperăm că doar ai intrat, i-ai văzut, ai închis ușa și ai plecat, n-ai continuat să te uiți. Mi-a rămas cu sechele. Merg noaptea la iubitul meu fără ca ai mei să știe. Ești cam rebelă. Dar ce nu vine el la tine, că e iubit, el ar trebui să vină la tine, nu tu la el. Creier. Mulțumesc, Bibi, că mă ajuți în vlogul ăsta, că parcă nu mai am sfaturi, eu sunt uimită de câte secrete am auzit. Dați un like pentru vocea din spate. Eu sunt uimită la câte secrete am auzit și așa, eu parcă doar le citesc acum. Dacă ajungeți până la partea asta, lăsați în comentarii un minut cu partea voastră preferată, secretul care v-a uimit cel mai mult. O să mă uit printre comentarii și o să răspund la ei. Am fost cu un prieten și am furat de la o babă 50 de euro și i-am spart geamurile și ea încă dormea. Nu se face așa ceva, măcar nu trebuia să-i spargi geamurile femeii. Măcar trebuia să furi tu mai mult dacă îi spargi geamurile. costă mai mult geamul decât aia. Eu bine, cred că suntem oribil! La... mai mult geamul decât aia 50 de euro, asta. Băi, priviți partea bună, măcar ați lăsat-o în continuare să doarmă, adică n-ați făcut atât de multe gălăgie. Da, frumos din partea de... Da, îmi este frică de curci. Ha, stai liniștită. Stai liniștită și de curci, mi-e frică și de... De ce mi-e frică? Alea... Gâște. Gâște, da. Și... Eu știu cum fac, ai la curte. Și de găini. Mie mi-e frică de orice care scoate zgomot. Am spart toți banii de pe cardul lui mama. E bine. Ce viața are. E bine, pe ce ai spart acum? Spune-o că rupă femeie. Iubire, lasă-te din a comenta secrete, dar astea te rog eu mult, că dai alte idei. Iar credeam că eram și eu bun în jocul ăsta de comentat secrete. Hai, mai dăm un secret, că vreau să-l comentez. Ia. Am luat bani pe ascuns din casă ca să-mi iau jocuri. Bine, ești băiatul meu și eu la fel am făcut. Iubire, te rog, gata, taci, te rog eu mult de tot. I-am golit portofelul tata. Ai, nu mai... Iubire, oamenii ăștia chiar te cred. Nu credeți, mă? Da, eu nu cred, el nu mă știu. Păi da, dar oamenii cred, nu mai spune așa. Tai, dau cat la tot vlogul. Da? Da. Da? Nu e, este un băiat minunat și are niște părinți minunați. Și când pleacă fratele meu la baie, îi spionez telefonul. Good job, și eu făceam asta. Eu făceam la fel. Și eu făceam asta cu sorul telefon. Bibi spărgea toate parolele. Eu eram un mic hacker. Eu știi ce făceam? Dezvăluiri misterioase în pandemie pică. Eu puneam telefonul o boxă în așa fel încât să filmeze tastatura, să filmez parola de la calculator. Mamă, creier, o ducea la alt nivel. Da, și eu eram un mic hacker, te pup daie, știu că ți-am făcut viața amară, trecem peste! O colegă de clasă a făcut cu proful de mate să o treacă clasa. Când stai să te gândești că lucrurile astea, adică noi râdem, glumim, dar lucrurile astea sunt adevărate și sunt serioase și se întâmplă chestiile astea. Nu cred că e vina fetei, cred că e vina profesorului. Nu, e vina amândurora. Adevărul e undeva la mijloc, întotdeauna. Și tu ca profesor cum să faci asta și tu ca elevă cum să faci chestia asta. E o chestie șocantă, se întâmplă, nu numai în filme. Pare că suntem într-un film și că chestiile astea sunt doar de filme, dar chiar se întâmplă și în viața reală. L-am amenințat pe fratele meu cu un cuțit. De ce râd? Crezi că sunt malefică? Da, stai liniștit! Bine că ne-ai amenințat-o cu pistolul. Cum să faci așa ceva? Fratele meu are o amantă și eu sunt aia. Mama a aflat și eu am plecat de acasă. Tu ai un frate și tot tu ești amanta fratelui. Adică fratele tău este căsătorit și are o soție. Și el face cu tine. Adică tu ești amanta lui. Păi da, am zis asta. Adică sorsa e amanta lui? Da. Și el are nevastă? Da. Ce n-am, ce lume trăim să mă bată tataie. Sunt împreună cu 3 băieți, am doar 12 ani, ce să fac? Să mai crești. Mama mea este împreună cu fratele mamei ei și tata nu știe asta. Iar îmi dați frate de-astea cu virgulă și cu zero și trebuie să fac pomul familiei și rădăcini și să le înțeleg. Iar mă luați cu de-astea cu creier. Deci, este împreună cu fratele mamei ei. Este împreună cu bunicul. Da, stop, zici că ne dați cu... Nu, cu unchiul bunic. Cu unchiul, cu unchiul. Nu e unchiul bunic, este unchisul? Unchiul bunic, da. Ca și cum eu aș avea o fată și eu aș fi împreună cu unul din unchiul meu? Ai o mamă, ai o mamă și mama ta ar avea un frate. Și tu ai fi împreună cu fratele, adică cu unchiul... Cu unchiul meu. Nu, gata, mă termină secretele astea. Cred că e ultimul episod în seria asta. Nu mai mă las așa ceva. Am făcut treaba mică când aveam 6 ani și am dat vină. Deci... Am făcut treaba mică când aveam 6 ani și am dat vina pe sora mea. Poate ți-a zis o chestie de genul, fă pipi pe tine și dă vina pe mine. De ce pipi a făcut numai când avea 6 ani, acum nu mai face? Acum nu mai face, s-a oprit. A fost la baie, a tras apa și când a ieșit a zis, a făcut sora mea, am făcut eu. Atenție, ce se crede mult. Când eram mică am mers la un magazin cu mama și mi-a plăcut o păpușă și am băgat-o în buzunar. Așa. Nu se face așa! Da. Așa am făcut și eu, dar am mers la un magazin cu tata și am băgat frigiderul în buzunar. Și acasă ne-am trezit cu frigiderul. Și ce au zis ai tăi? Ce să zică? Bravo, tată! Data viitoare să ieși combina frigiderul. O bagi în pantaloni. Și ultimul secret. Am frică de întuneric și nu știu ce să fac. Te rog, zi-mi ce să fac. Aprinde lumina. Sper că o să te ajute. Adică sigur o să te ajute. Știu din propria experiență, nu mai râdeți. Cam acestea au fost secretele. Sper că, n-am cum să zic, sper că v-au plăcut. Sper că v-au șocat și pe voi, cum m-au șocat și pe mine, de fapt și pe noi. Rupeți acolo butonașul de like, dați share acestui vlog dacă v-a plăcut. Eu v-am pupat tare, tare, tare. Mua! Și ne vedem data viitoare. Pa! Pa!